Colonelul Gheorghe Dinu, șeful poliției locale Târgoviște, conducea mașina personală când a fost surprins de aparatul radar. S-a întâmplat miercuri la miezul nopții în comuna dâmbovițeană Ulm. Dinu ar fi condus în localitate cu viteza de 110 km pe oră. Agenții de la poliția rutieră l-au tras imediat pe dreapta și au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Dinu ar putea reduce perioada suspendării la 30 de zile dacă va susține o testare și o va promova.